Salut! Numele meu este Colum Vladimir. <coughs> Cred că spate și fără mască. Uh, astăzi vreau să mai stricăm niște mifuri, dar și vreau să vă arăt uh, despre Ventuze. Da, iarăși ne întoarcem la Ventuze. Uh, mie îmi place Ventuzele, da, uh, sunt Ventuzele astea din silicon, care uh, la farmacie, care scrie Ciuda Banche. Da, uh, și mi-a plăcut denumirea, de fapt, și mi-a plăcut uh, ideea și intenția. Și de aceea de aici s-a trezit uh, interesul meu de a vorbi despre uh, lucruri interesante, lucruri minune, dar foarte, uh, foarte mulți din noi cred în pastile fermecătoare. Foarte mulți din noi cred în plante fermecătoare sau terapeuți, medici fermecători care doar pun mâna și tratează. Dar eu se diferi un pic mai fiziologic și pentru mine este important ca zona ce unde eu pun mâna nu contează, sunt mușchii spatelui sau sunt mușchii organelor interne, ei să fie moi, să fie relaxați, dar să fie o masă omogenă, cum se spune. De deci, aceea, Vreau în primul rând să vă explic cum funcționează ventuzele, să vă arăt un mic experiment ca să înțelegeți ce se întâmplă acolo în interiorul ventuzei aceea și respectiv de ce ele se numesc ventuze da, fermecătoare și prin ce ele într-adevăr au efectul lor fermecător, că într-adevăr asta putem să spunem. Așa, vreau să încep cu... Aici am pregătit un mic așa experiment, dă te rog un pic mai aproape. <coughs> așa am pus apă, da, și respectiv să înțelegeți ce se întâmplă atunci când a, noi așa, și o tragem în interior, când o punem pe orice zonă care așa. Și se vede cum toată apa da, o s-a dus din, din interior, din exterior, s-a dus toată în interior și cum ea stă, practic, jumate de ventuză plină. Da? Uh, și, respectiv, uh, când îi dai drumul, uitați, încetișor, și apa încetișor ea iese. Da? Să vede într-adevăr, cum, cât e interesant și cum ea funcționează. Exact, da? Adică, nu întâmplător eu am luat, exact același lucru se întâmplă uh, la noi în uh, în organism, dacă, dacă să luăm uh, orice ventuză, da, o punem pe orice suprafață, automat ce se primește? Ia, ia țesutul si ce se primește în jurul de 10 cm, da, practic, ea l trage în interiorul ei, da? Cam ce, ceva de genul ăsta. Da? Și de aceea, dacă voi aveți undeva o, un nodul, un spazm, o durere cronică, da, evident, uh, vreau să vă arăt cum voi singur puteți să vă eliberați durerile celea uh, fără să recurgeți la pastile, fără să recurgeți la medici, investigații de sute și de mii de lei. Dar și mai ales dacă sunteți în faza inițială, în faza începătoare da, a dezvoltării pro, uh, procesul este de formare a problemelor a bolilor. De aceea dacă aveți acutizări, da evident că nu este de dorit. Se recomandă masaj cu ventuze doar atunci după perioada acută dar în perioada cronică a bolilor. Noi știm că orice problemă acută ea se tratează cu medicamente da și după ce a trecut perioada asta cu 10 zile sau 15 zile de am individual în funcție de problemă, în, în organism se întâmplă foarte multe lucruri ciudate, da, de exemplu, dacă să luăm pielea, da, și sub piele, da, noi avem organele noastre care ele sunt de sub. Și automat dacă unul din organe ele se acutizează, de exemplu, pielea deasupra se îngroașă, da? Ea se îngroașă și se face foarte rigidă și acolo poate să apară, dacă asta e din mulți ani, apare cupiroza. dacă Veți vedea vase sanguine, da? Diferite ca paianjenul, da, seta de paianjen. Veți observa diferite pete, culoarea, piele uscată, piele exfoliată. Chiar și la atingere zona aceea, ea este mai diferită de alte zone. De aceea, când felul și în formatul ăsta este format organism uman, că el se protejează. Și toate țăsuturile, da, din jurul la organ, ele se rigidizează, da? se spazmează, se blochează. Și automat, atunci când un organ se uh, blochează, uh, ce se întâmplă? Da, țesutul din jurul lor. Se începe următoarea fază, hipoxia țesutului, da? Acum, unul din cele mai răspândite da, ca în, în timpul de față, dar este și din punct de vedere oficial diagnoz, este hipoxia uh, uterină, este hipoxia, da, insuficiență de oxigen la creier, este uh, hipoxia renală, este hipoxia uh, ficatului și tot așa mai departe. De ce? Uh, uh, toate țesuturile este ele, datorită că ele se blochează, automat se pornește hipoxia, dar care este termenul corect a hipoxiei, dar insuficiența de oxigen. Și atunci ce se primește? Datorită la blocul de sânge, circulației sanguine, limfatice, în zona aceea, se blochează oxigenul și, într-adevăr, se începe următoarea fază de fibroza țesutului. Da? De aceea, dacă aceste lucruri s-au întâmplat atunci noi avem nevoie ca în primul și în primul rând în afară de tratamentele noastre medicamentoase, în afară de uh, plante ce consumăm, alimente uh, sănătoase da, noi avem nevoie de masaj. Da? Și unul dintre cele mai bune masaje care puteți să le faceți fiecare din voi este masajul vacu. Și foarte mulți din voi uh, vă aflați, nu aveți la îndemână Uh, medici, specialiști, masori. atunci încercați cumva prin metodele de socializare, da? Uh, site -i. cine se află în Moldova, aveți rude, puteți vă apropiați la noi aici să procurați, da? în magazinul nostru de, de instrumente. Uh, și respectiv să aveți acasă, fiindcă după cum știți, pe timpuri, fiecare familie avea o ventuze de este din sticlă cu foc, dar noi știm că este periculos, trebuie să ai tehnică specială, trebuie să știi cum să le pui ca să nu faci diferite arsuri și tot așa mai departe. De aceea, tema mea de azi este ca, în primul rând, voi să puteți fiecare din voi să le aplicați la mine acasă, ca să înțelegeți chiar și copilașul meu de 5 ani, el tot pune ventuze, cred că ați văzut mulți din voi videouri pe internet. De aceea, dacă un copil de 5 ani poate să o puie, ce să mai spunem de un om matur care este simplu? Da? De ce? Fiindcă aceste ventuze, da, ele se pun cu pompă, au specială pompă, se pun în interior și respectiv ele când se pun, da, se extrage aerul din interior și respectiv ventuza rămâne. Și automat ele în felul ăsta și funcționează. Da, și de aceea, da, pot să o invit pe colega mea, Iulia, Tiroc, să vă arăt cum, da, el s-ar putea depus. Salut! Ridică-te un pic în sus. Așa, cum puteți să le puneți, de exemplu, foarte mulți sunt deschinezibile are, da? Și zona asta, vezi ce este blocată, stagnată și simțim ca un teritoriu în zona asta. Da, de aceea este foarte bine și nu întâmplător vă arăt din picioare, e clar că e bine din șezut, dar vă arăt că e important să faci. Da? Și de aceea se poate un pic de uns cu un pic de ulei și începem a pune. Punem prima ventuză pe mijloc așa. și începem a scoate aerul cât noi simțim, da? până simțim o mică, o mică durere. Da? Trebuie să fie până la durere, nu cu durere și nu piste durere. Da? Și respectiv, dacă, de exemplu, vă doare doar zona asta, înseamnă că vă ajunge doar zona asta. Dacă vreți să puneți un pic un spațiu mai mare, atunci încercați să puneți uh, și în jurul ventuzelor, în prime ventuze. Uitați-vă. Da? facem așa un cerc în jurul ventuzelor, ca într-adevăr ele să funcționeze cât mai profund. Așa, uitați-vă ce se întâmplă acum. Da, adică noi am pus-o zona vezicii biliare, zona care asta? Uh -huh. Zona ficatului, zona pancreasului, practic. De deci, aceea, individual, în funcție de câte ventuze ai, atâtea poți să le pui. Este foarte important ca să înțelegeți că se lasă nu mai mult de 15 minute, da, 10-15 minute. În caz că dacă voi lăsați mai mult, din cauza asta și ventuzele le-au scos din sistem, da, ele nu au fost scoase că ele nu sunt bune, ele au fost scoase din motiv că oamenii le lăsau la jumate de oră, o oră și din cauza asta uh, făceau diferite necroz și asta este foarte rău. Da, de ce? Dacă să observați, dacă voi respectați regulile, puneți ventuzele 10-15 minute, puteți să le puneți de două ori la o ședință, practic, spate uneori și de trei, acum și să vă arăt un secret de meu, de autor, și să vedeți încă cum se mai poate depus ventuzele, ca într-adevăr să aveți rezultat. Dar puteți să scoateți ventuza, dar, spre exemplu, pe urmă, și să o schimbați cu jumate de ventuză mai într-o parte. Da, uitați în felul ăsta și respectiv o țineți 10 minute într-o poziție, pe urmă 10 minute în altă poziție. Da. Și uh, ventuzele puteți să le puneți o dată la două zile, o la trei zile. Da. Adică nu este recomandat în fiecare zi. Dar iarăși, dacă voi aveți dureri mari, uh, nu acute, dar mari, uh, dureri care sunt de ani de zile și voi simțiți că ați putea rezista, atunci în cazul ăsta se permite de făcut și în, în fiecare zi. Uh, în caz că nu mai faceți și alte genuri de proceduri. Uh, încercați două, trei zile și uh, veți vedea că uh, dacă vedeți schimbări, durerea se diminuează din zona aceea, tu te simți mai bine da? și tot așa mai departe. Asta arată că e foarte bine să continui și să faci până la 10 ședințe. Uh, ventuzile poți să le pui și singur dar poți să a, ceri ajutor cuiva da, în felul ăsta și respectiv da, poți să dai deasupra, de, da, deasupra, așa. și uitați-vă, puteți stați la bucătărie să gătiți. Da, adică nu e neapărat să stați culcat, întins și tot așa mai departe. Da? Adică eu, de exemplu, azi dimineață era ora 6, m-am trezit și singur mi le-am pus. Da? Și vreau să vă arăt da, fiindcă am simțit un pic de durere în zona asta și zic, iată să le pun să vedem ce se primește. Da, și să vedeți unde și cum se învinețește, da, se vede în ce zone și unde și cum este vânăt. Acolo unde este vânăt, asta arată că acolo sângele este stagnat. Da, și se pornește următoarea fază, hipoxia și pe urmă fibroză. De aceea, vânătaia, da, în primul și în primul rând, ea e ca diagnostic și respectiv trebuie să puneți ventuza până când nu mai este vânătaia. Vânătaia sau echimoza, dacă care se creează, creierul o vede ca boală și el transmite tot sistemul imunitar acolo. Da? Și de aceea, dacă măsurăm pH-ul, să vedem circulația de sânge în zona asta, este diferit. Noi foarte mult cunoaștem, da, ventuzele astea sub ce formă, dar inițial ele au fost preconizate pentru Hidjama. Da, ele așa se numesc, ventuzii din plastic pentru hijama. Da, hijama, uh, în limba rusă, crevă spuscania. da? Acolo unde se făceau găurile și se scotea sângele, da, spune deasupra uh, uh, ventuza și scotea sângele. Nu vă recomand să faceți lucrurile astea, mai ales dacă nu aveți studii medicale și nu știți cum să dezinfectați, sterilizați. Uh, nu spun că contra așa gen de procedură, într-adevăr, e bună, dar se recurge la oameni cu disfuncții mari, diabet, ciroză și, de exemplu, miomi, da, -mi, și tot așa mai departe. De ce la așa gen de afecțiuni, da, și recurge, dar în rest, mai bine putem face 10-15 ședințe decât să facem 2-3 de, 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 genul hirjama. De aceea, ventuzele, practic, puteți să le faceți, până când voi vedeți că o puneți și pielea de acum este albă. Da, dacă pielea este albă, asta arată că, într-adevăr, circulația în zona ce în jurul organelor voastre s-a activat. Da, și de ce arată că pielea, da, voi să vedeți deodată după ce scoateți ventuza, a, pielea, țăsutul s-a muiet, organul s-a deblocat, da, cu se eliberează. Da? Și în felul ăsta să vedeți cum într-adevăr ele au efect. Puteți să le puneți în colici cronici, dischinezii, pancreatite, pilonefrite, cistite, puteți să le puneți la cutia toracică de deasupra la, la sâni, puteți să le puneți la cutia toracică din spate, pe omoplat, spate, regiunea lombară. Puteți, de exemplu, Într-o zi am simțit un pic, am lucrat mai mult fizic acasă și am văzut umărul, când ridicam umărul în sus, un pic mă dure. Dar ce am făcut? Același lucru. Am, am luat ventuza, dar pot să vă arăt cum și la, la umăr se poate depus. De exemplu, tu foarte bine simți unde este uh, durerea, da? Și de exemplu, tu ai găsit prin palpare, uite aici ai o, un mușchi dureros. Ai luat ventuza, ai pus-o, Poftim. Și simți că da, e să se Și o pui în felul ăsta și poți o lea 10-15 minute. După 10-15 minute o scoți și o pui alături. Dar practic noi cu o ventuză ce efect putem să avem? Colosal. El poate să ne locuiască, vă spun, în primul rând timpul nostru. Care nu îl pierdem la medici, într-a doilea rând consultațiile, într-a treilea rând investigațiile și analizele. Da? Și într-a patrulea rând ce vă dau ca tratament? Pastile, antiinflamatoare și antialgice, pe când, de exemplu, ce pastile există care spărnească sângele în zona asta? Ce pastile există care se îmbunătățească sângele în zona asta? Sau poate ați auzit o pastilă care hipoxia da să o activeze? Eu, de exemplu, n-am auzit așa pastile. Eu nici n-am auzit pastile care mușchii relaxează. Tete pastile, ele la general au două funcții. Antialgic și antiinflamator. Dar ele scot durerea și scot inflamația. Dar dacă mulți din noi au uh, tete viața dureri cronice, dar nu acute, cronici, păi asta și este unica metodă de tratament. De ce eu vă recomand? în situații de casă, în situații când nu aveți încotro, nu aveți un lângă voi și nu cunoașteți un masior, un terapeut care să folosească și ventuzele. De aceea, noi, practic, toți specialiștii care lucrează aici la noi, nu există clienți, nu fie aplicați. Se face unul, două masaje manuale, după numai decât o aplicație cu ventuze. Iar unul, două manuale, iarăși una cu ventuze. De deci, ce? În felul ăsta noi putem, într-adevăr, să atingem și să absorbim... Da, dă-mi voi să vedem ce acolo tine. A, așa se vede încet cum s-a creat echimoza. Așa, și cum s-a pornit circulația în zona asta, da? Și automat, da, sângele asta, o ventuză, ea poate lucrează până la 3 zile. Da, de ce atât cât stă edemul, cât stă inflama, uh, inflamația atât uh, atât acolo uh, se lucrează. De ce este bine să fie vânătaie. Da, e Vânătaia la față nu e bine, dar la corp, practic, este unica metodă de restabilire și, practic, anumii ventuza e unul dintre cele mai bune. De ce? Fiindcă cu masajul noi apăsăm, dar ventuza noi tragem. Da? Și de ce noi nu putem dăuna la organe. Celor care au vergeturi, după sarcină, da? mamele care s născut, luați și puneți toată burta și veți vedea într-adevăr cum elasticitatea, vergeturile dispar, pielea se strânge înapoi. Mersi. da? Pielea se strânge înapoi și într-adevăr se restabilește tonul. Celor care au celulită și vă creează din asta problemă. Nu e problemă în celulită, nu e problemă în burtă, da? Este problema și nivelul de sănătate ne arată cât este dirijit cât Cât de uh, multi organe, da, spastmate, de aceea uh, nu contează burta, da, contează organele să fie sănătoase. De aceea uh, optez și vă dau tehnici ca într adevăr uh, organele voastre cât mai mult să, uh, să le afect, să le tratați. Și uh, vă spuneam despre uh, un secret da uh, ca autor Iule, i-am să chem înapoi. <laughs> am uitat să arăt spre final uh, încă ceva uh, interesant. Uh, nu cred că ați văzut. Da, te rog încă o dată să-mi arăți <coughs> Așa, punem o ventuză înapoi. Da? Și uh, avem așa gen de ventuze. Sunt ventuze mai mari, ele sunt preconizate pentru sâni, dar uh, eu le folosesc la organe. De exemplu, foarte des acum este diagnozul ptoz a organelor interne, da? ptoz uterin, ptoz renal, da? adică coborârea organelor interne. De aceea, deasupra la ventuza care ați, ați spus-o, puneți-o pe asta. Reziști? Da. Așa. Așa, super. Da, și veți vedea, da, care este ideea? Că cu cât ventuza este mai mare, cu atât efectul ei este mai adânc. Da, cu atât ventuza e mai mică, cu atât efectul e mai mic. Și dacă o ventuză din astea mici, ele lucrează la 5 cm în adâncime, ventuza din asta mare lucrează la 10 cm, chiar și 15 cm în adâncime. Ca să ajungă și să atingă organele din profunzimea da, cât, cât, mai, adânci posibil. De deci, ce încercați, de exemplu, pe... Uh, în diabet, dar puneți în dischinezie, în pancreatit, pilonefrite, puneți în miomi, nu acute, iarăși, nu în proces de creștere, coronici care sunt de ani de zile și veți vedea într-adevăr cum se absorbă, cum se micșorează în, 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 anumit timp. Deci încercați și această metodă, dar prin ce e bună că puteți să faceți efect dublu da, și efect profund. Mie îmi place să folosesc genul ăsta chiar și în hernii umbelicali, în hernie, hernie linii albe, în hernii inghinale. Da? Mersi, acum ești Iron Man. Mm. <laughs> da? De ce, practic, având un pic de fantezie, Fantezia asta pe voi vă va ajuta ca voi să încercați să experimentați. Nu vă fi frică de experimentat. Fiindcă, practic eu prin experimente am creat tehnica de masaj, am creat ventuzele astea. Eu inițial când am început 15 ani în urmă am învățat masajul cu ventuze a face, nu existau ventuze, Folosim, poate mulți din voi veți avea păhăruțe de astea vechi, da? și mai mici de 100 de și de 200 de grame. Dacă cunoașteți cum se aplică cu foc și ca într-adevăr să fie din punct de vedere tehnica securității uh, corect, atunci aplicați-l și pe ele. Dacă nu, înseamnă că vă propun să vă procurați un set, să investiți în sănătatea voastră și respectiv să faceți. Uh, mai este și altă posibilitate. Puteți veni la noi uh, și noi vă vom învăța uh, chiar același masaj, vă vom învăța cum ventuzele se aplică, vă vom arătat și vă vom spune toate efectele, indicațiile, contraindicațiile ventuzelor, da? fiindcă sunt într-adevăr și contraindicații și dacă specialistul nu este calificat, atunci poate fi în multe momente neprevăzute. De ce vă dorim mult succes, vă dorim sănătate, și dacă v-a plăcut acest video, distribuiți-l și persoanelor voastre dragi. suceso